Îi spune Beatrice, deși putea să o cheme și altfel, ținând cont de faptul că până în luna a șasea, părinții Sonia și Grigore Cică așteptau să apară pe lume un băiat. Pe data de 17 septembrie, tata abia deși a putut reveni când a văzut că are o fată, deși atunci când a adus-o acasă, nu își putea lua ochii de la ea. Nici nu e de mirare că primul cuvânt ce l-a rostit Beatrice a fost... Bufniță! Bun box! Care a fost primul ei cuvânt? Mama ta? Mama, probabil. Mama? Mama. Da, eu te luase la primul cuvânt, pentru primul cuvânt a fost tata. Tata, așa, până ai ținut la ce vârstă. Urgam să spună mama și... Asta era temperatul ei. Cei de acasă au avut o săptămână foarte complicată. Fata lor cea mare a atins majoratul. Odată cu Beatrice am crescut și eu și fac un baie Ion de 18 ani și un Beatrice. Și mă bucur că o leac mă spari vârsta de 18 ani fiicii mei, pentru că nu pot să realizez că eu deja am o vârstă mai mare decât 18 ani. Mama nu se mai satură să-și laude odorul. Mi-e rușine să spun că eu cer sfaturi la Beatrice foarte des, care e îndedea și nu mi-e rușine să spun că noi chiar suntem prieteni, suntem prieteni mai mult decât relații mamă-fică. Tata a scuturat buzunarul ca să investească într-o petrecere, iar prietenii au vrăjit cum să o uimească. Ce vrei să faci? Să mă duc până la magazin să cumpăr un cadou lui Beatrice. Mâniți la ei. Ah, da, eu am uitat deja. Vrei să-i transmis un mesaj de felicitare? Aici? De ce nu? Păi dacă mă rușinează, hai. Bună ziua, doamnă ajut! Bună ziua, da, doamnă! Dar cu ce vă ocupați aici? Da, avem o colaborare cu gaz fenoasă și trebuie să luminăm satul. Dar cu ce ocazie? Da, cum ai tu nu știi, băi, ziua internațională lui Beatrice, băi, băiete, băi! Bună ziua, doamnă ajut! Bună ziua! Ce faceți, băi, aici? Doamne, ești măsurări, trebuie că poți o porțină nouă de asfalt până pe data de 17 septembrie. Dar ce anume percepți? Atunci cum nu știi, pe data cer și zol, Beatrice, trebuie de pregătit drumul, vinul astăzi, la nord, la sud. Sina, salut! Salut! Ce faci? Vezi, mă pregătesc de zol, Beatrice. Bună seara! Ce faceți voi aici, mă? Hai, zol, Beatrice, știi că vrei să faci o surpriză. Îi strânge popșoi pe deal. Bună seara și doamne ajute! Bună seara! Bună seara, mulțumim! Ce faceți voi aici? Trăim fort! Și se apropie Crăciunul, știu ce? Ei, prieteni, mai o sărbătoare mai importantă. Dar ce sărbătoare mai importantă? Dar cum să mă văd Beatrice? Da, eu am uitat. Și ce bucate vrei să faceți din el? Da, e că cred că astea întâmplă popșorul ăsta. Vă să ne ieși, că te-am crescut tot în vară. Și smoară porcul de cuțet, ploaie la cartoafe, caroce la mulți ani. La mulți ani. Stați, vrăjmașul! Mă vezi furat popșor! După care au aplicat în practică planuri de planuri. Iată în șorci, aia pituhul să nu ne oprească. Ce pară să nu ne oprească? Jac. Oh, nu. Oh my god, bă. Dă-i documentele, eu că l-am. Crezi că le-am? Nu, poate ne înțelegem mai cumva. Bună ziua. Bună ziua. La continent general, stiergstea. Poate ne înțelegem, domnul capitan. Nu, tot normal, pur și simplu de seară, ziua surorii mele. Și vreau să atenționez că la aglomerați mari vin oamenii toți porțiul de Moldovei. Am înțeles. Vreți să puneți un mesaj de felicitare? Da, vreau să spun. Deci, să fii sănătoasă, să asculti fratele mai mic, de părinți, să ai succes în toate, la școală, la bacalaureat. Și cam asta. S-au fost supuși unui test, să vedem cât de bine o cunosc pe Beatrice. Uite cameră! Animalul preferat! Mișa bucară. Șarșii și... și mulți. Câine, o psică, Martin. Din cât știu, avea un șoareci. Are un șobolan ceva. Hamsterul lăsă și psică tot. Găine, psică. Uite în camera, am zis.
Da, probabil. Cine a fost prima ei iubire? Ștefan, știu. Și măi? Tu, șef, ce ai fost? Cineva din părinți, mama, tata. Da, dar trecut tot așa ai zis. Nu, n-a spus. Ștefan. Ștefan. Ștefan e mahal. Prima ei iubire, vreau să spun că el a fost alerniță. Prima ei emoții, o vedeam așa undeva abătută și noi dacă suntem de mici prieteni, eu am întrebat-o care și se întâmplă ceva, se întâmplă cu tine. Și zice, ce înseamnă iubire? Păi când ești atașat cineva, ai emoții. Și ai micuți fiind, erați grupa mare, mai știu, grupa mijlocii și ăsta. Iată, eu sunt răgustită de băiat în cauză. Important este că cea mai deșteaptă fată din gașcă astăzi s-a maturizat. Și pentru că ea este motorașul acestui grup de tineri, prietenii au încercat să o scalde în lapte și miere. Vreți să-i transmis vreun mesaj felicitare lui Beatriz? Da, ea era să uităm. Doresc mult. Vieții e bună, Dumnezeu să aibă în pază în orice clipă a vieții tale, gândurile și speranțele care le ai să devină realitate. Succes în viață și realizări frumoase. Civac, în primul rând vreau să felicit că ai atins majoratul, s-au deschis noi posibilități, nu mai intru în detalii. Nopțile pline de căldură, iar anii pline de tinerețe. Și să știi că nu se ridicam neciuplis la vârf. La mulți ani. Bun, domn capitan, o, mulțumesc. Îți vădăie Dumnezeu sănătate. Vreau să mult sănătate. Noroc, pentru că în rest ai niște prieteni și o familie absolut superbă, care pur și simplu nu o să te lasă să nu fii fericită, sau să nu fii iubită, sau să nu fii împlinită. La mulți ani, Beatrice! Dar nu m-am pregătit că eu nu mă rușinez de cameră când trebuie. Da? Hai, gata, pusă-ți? Beatriz, îți felicit cu ziua ta de naștere. Mulțumesc, Cristic, cu ziua ta de naștere. La mulți ani! La mulți ani, hai să mâncăm! Hai, băi!